Salutare tuturor! Sunt Irina Dumitru, autorul cărților Sofie Robotul cu suflet, Pierdut geniu și Ceața albastră. Astăzi vreau să vă împărtășesc impresiile mele legate de un roman pe care tocmai am terminat să-l citesc. Este vorba despre cartea Amnezia de Cristina Lincu. Cristina Lincu mai are publicate încă două cărți, mai precis Liberă și Eu, o mamă imperfectă. Este de profesie jurnalist și a mai lucrat în sfera comunicării. Poate că tocmai de aceea mi-a fost atât de ușor să pătrund în lumea creată de ea. Cartea este un roman psihologic. Trebuie să vă mărturisesc că nu sunt musa cititoare de romane psihologice, preferând mai degrabă acțiunea. Tocmai de aceea, cu atât mai mult, spun că mi-a plăcut romanul. Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut modul în care a reușit să mă transpună pe mine însă în trăirile protagonistei și să mă facă să mă îndoiesc de ceea ce se întâmplă în jur, la un moment dat chiar neștiind ce să mai cred, ce este nebunie, ce este adevăr. Totodată mi-a plăcut modul în care a realizat o radiografie a gândurilor, a trăirilor umane. Personajul principal, spuneam, Ana Moscăianu, un nume probabil ales tocmai pentru a sugera că este o persoană simplă, o femeie de 30 plus care încă nu a reușit să-și găsească jumătatea, până când îl întâlnește pe el, pe Radu. Aflăm mai târziu Radu Lumină. Alegerea numelui mi s-a părut potrivită, în antiteză cu poate ce este el cu adevărat. Ana Moscăianu, spuneam, îl cunoaște pe Radu Lumină, care vine să-i aducă lumină în viață și cunoaște pentru o perioadă fericirea absolută. Doar că Radu al ei, nu este doar al ei, este Radu al mai multor femei, aflăm pe parcursul romanului. Este de asemenea un bărbat însurat și iată de unde totul izbucnește. Aflăm la un moment dat că a cunoscut maternitatea. O vedem pe ea care îi încearcă să iasă în cale lui Radu, să-i povestească că a dat naștere copiilor lui, pentru ca mai târziu să rămânem uimiți că lucrurile pe care credeam că le-am aflat nu sunt tocmai adevărul. Mi-a plăcut în mod deosebit un pasaj pe care trebuie să vi-l citesc. Totuși, până la un punct, atunci când ai puteri de demiurg, nu te lasă inima să nu semnezi un final fericit. În nebunia ei, Ana primește puteri de demiurg. Ea poate să-și creeze o lume așa cum dorește ea. Poate să-și creeze o lume în care e fericită. Poate că rămâne singurul personaj care cunoaște oarecum fericirea, pentru că restul personajelor sunt de asemenea măcinate de iubiri neîmpărtășite, de lucruri pe care ar fi dorit să și le împlinească, dar nu au reușit sau au reușit cu un preț plătit prea scump. Iată de ce am fost atât de acaparată de cuvintele așternute de Cristina Lincu în această carte. Mi-a plăcut foarte mult, este pur și simplu impresia mea. Acestea au fost impresiile mele legate de cartea Amnezia de Cristina Lincu. Dacă v-a plăcut videoclipul, vă invit să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați like postării și vă urez o zi nemaipomenită, înconjurat de cărți și să citiți mult, mult, mult. O zi minunată vă doresc! Bye.